Oi. Jingle bell, jingle bell, jingle bells away. Jingle, de frio. Ninja, afară atât de frumos și în suflet sărbătoare, nu-i așa? Așa este. Așa, noroc iepuraș de soare. Iertați-mă dacă astăzi o să vă par mai morocănos. Dacă o să fiu un fel de Grinch acum în ajun de sărbători. Scuzați-mi paranoia mea în general, dar eu nu cred că se poate altfel. Azi eu o să-mi permit să umblu acolo unde nu se umblă. Azi bag mâna acolo unde nu-i șerbioala. Azi vorbim despre târgul de Crăciun din orașul Chișinău. Așa ceva Chișinăul n-a mai văzut. Târgul de Crăciun 2018 va fi unul frumos ca în marele orașe europene. Mii de luminițe vor aduce magia sărbătorilor de iarnă și la noi. De pe 15 decembrie până pe 14 ianuarie, veniți alături de cei dragi la târgul de Crăciun de pe strada 31 august. Ați observat cum a început spotul? Așa ceva noi n-am mai văzut. Dar cum să mai vedem așa ceva când administrația publică centrală face ceea și ar trebui să facă administrația publică locală? Ne-am propus anul acesta pe strada 31 august să amenajăm pomii de acolo, să creăm această atmosferă de Crăciun prin căsuțe unde veți avea posibilitatea să cumpărați suvenire, dulciuri. De asemenea, la acest târg ne-am propus să aducem peste 1500 de copii din internate. Și ați spus asta încă din toamnă, Pavel Filip s-a înțeles cu Nistor Groza... Iertați-mi remarca zoologică, dar eu, până nu de mult, eu credeam că cel mai cu minte patropet din politica moldovenească este Pavel Filip. Dar asta a fost până în momentul în care primar interimar a Chișinăului a devenit Nistor Grozava. Ideea vine de la prim-ministrul Republicii Moldova, deci de domnul Pavel Filip, ca să încercăm anul acesta un mod de sărbătorire a anului noi, nu vreau să-i zic mai civilizat, dar așa cum o fac în foarte multe orașe din lume. Sărmanul, sărmanelul, stă cu privirea asta îndreptată în jos, emoționat, caută să aibă și el un ecran ca la domnul filantrop, dar n-are de unde. Și când ai să-l întrebi ceva, haideți să nu spun eu ceea ce nu mă aparține, eu sunt doar un ultimul pe lista membrilor comisiei guvernamentale și nici ideea nu mă aparține, nici... partea organizatorică. Nu, asta nu, eu nici nu trebuie să fiu aici, eu în general trebuie să fiu la închisoare, dar pur și simplu am colaborat cu organele. Așadar, Cacova Hudojnica, guvernul organizează târgul de Crăciun din Chișinău. De ce guvernul s-a apucat de organizat de toate târgurile de Crăciun la toate localitățile din țară? Ajutați-mă să înțeleg logica. Deci noi, cu părere de rău, avem un buget destul de restrâns pentru toate sărbătorile de anul nou, ne-au rămas în jur de 1 milion de lei. Aha, la Chișinău nu-s bani? Dar la celelalte primării, din celelalte localități din țară, sunt bani. Și mai ales la guvern sunt bani. La guvern, da. Într-o țară în care se taie bugetul pentru sănătate, pentru asistență socială, într-o țară în care președintele îmblă și repară grădinițe din surse extrabugetare, mănâncă asta de la iepuraș! În această țară sunt bani pentru un târg de Crăciun ca în Europa. Târg de Crăciun pentru care deja erau bani planificați la Direcția Cultura primăriei. Puțini bani, dar erau. Give me the money! Wait a minute, what's this? This ain't enough. Make it enough. Și până la urmă, de unde are bani guvernul să mai facă încă un târg? De data asta mare, de învergură, așa cum nu s-a mai văzut. Din buget, poate? Dar dacă era din buget, trebuie să fie planificat cu un an înainte, gândit. Dar poate banii sunt din filantropie, a? Domnul numizmat, mă auziți? Ce, ați vândut cutie cu capici? E o colecție mai specială. Hei, Andrei, de ce întrebi tu de bani? Poate ei asta fac din nimic, din aer. Dragii mei, eu întreb de bani pentru că tot Nistor Grozavu a zis că bugetul la târgul de Crăciun organizat de guvern este unul vespi... Bugetul pentru târgul de Crăciun este net superior pentru că acolo se dorește și așa se va face ca totul să fie făcut de organizatori, iar dacă comerciantul vine, el preia totul deja pregătit. La ei bugetul mare pentru că se dorește, se organizește, dar la noi cere... se primește. Dar hai să ne întoarcem puțin la spotul de promovare. Vreau împreună să observăm un lucru. Fiți atenți la ce ni s-a mai spus acolo. V-am pregătit o zonă pentru cei mici. Un colț de poveste. Un brad cum trebuie să fie brazii. Un brad cum trebuie să fie brazii. Un brad cum trebuie să fie brazii. Ne spare nia sau o leac tare? O leac tare.
miroasă a mesaj politizat în acest spot video. Și tot asta în contextul unei Silvei Radu care o dă în bară cu Bradu, și tot asta în contextul unui Nistor Grozavu care mai de mult a recunoscut că anii precedenți, ultimii ani, noi am comis unele greșeli. Eu vorbesc despre caruseluri în piață, poate și pomul de Crăciun. De câte ori ne-ați criticat dumneavoastră că ba era strâmb? Și dacă noi credem că ar trebui acum cumva să comparăm acești doi brazi, ăsta din Piața Mare Onoare Naționale și acel care va apărea pe 31 august, în niciun caz să nu strâniți zâzanii, tfu! Vor fi doi, numai nu vreau să spunem că îi divizăm, unul e a primăriei, unul e a guvernului. Da, să nu vă rog să nu vorbim în felul acesta. Vă rog, nu ne certem, bem ceai, nu ne deorgăim. Prieteni, numai eu văd un spot care este ultra-mega tendențios, un spot care politizează subiectul Bradului în cel mai direct mod, un spot de la care duhnește trandașiri de la Băcioi din Sport Club. Oh, yeah! Prieteni, mai ales cei cu un spirit civic bine pronunțat pe Facebook, mai ales cei care au văzut postarea sponsorizată de la Târgul de Crăciun și-au băgat inimioare și-au turnat comentarii drăgăstoase. De unde, blete, atâta bucurie în voi pentru faptul că primăria municipiului Chișinău a fost pur și simplu amputată din toată structura noastră de stat? De unde atâta bucurie când tu nu știi din ce bani se organizează tot asta? Și de unde atâta inimioare când în continuare noi suntem așa care ne întrebăm, dar de unde-s banii și cum vor fi cheltuiți acești bani? Nu autoritățile ar trebui să ne spună din start? Nu autoritățile sunt acele care declară cursul pro-european? Vei, dar tu vrei orășel zaiebis ca la Europa, dar arată-mi că respecti legile ca la Europa, arată-mi transparență decizională ca la Europa, transparență în buget ca la Europa. Sau tu iei exemplu de la prietenul nostru, providerul de internet Ilan Șur, care a pus sintagma inostranne investore și cu asta s-a rezolvat întrebarea, așa-i? Dipare, inaugurarea sărbătoare. Mulțumesc, cu sărbătoare, repetat. Așa-i, domnule Pavel Filip. Mulțumesc pentru răspuns. Și ia că așa, dragii moșului, s-a străduit biata Silvia Radu, a dus pomul de Crăciun, l-a cheptănat, s-a războit internetul, a discutat și-a răzdiscutat subiectul ăsta în dreapta și în stânga, ca la urmă tot Pavel Filip să rămână erou. Ei, da, nu-i pentru prima oară când asta se întâmplă. Noi cu voi, chiar dacă suntem niște droghiști, niște nacarmani care fumăm marihuanele, noi ținem minte că nu este pentru prima oară când Pavel Filip o face primarul. Au nu el a fost cel care a cerut ca gheretele să fie evacuate din grădina publică Ștefan cel Mare. Au nu el s-a implicat în problema evacuării gunoiului. Au nu Pavel Filip s-a implicat și în problema depozitării crengilor după intemperiile din luna aprilie. Pavel Filip. Pavel Filip. Pavel Filip, asta e ca șampun Head and Shoulders, ei, formula 2 vadnom, știi? Și șampun și apă. Pavel Filip, și prim-ministru, și primar. Mulțumesc pentru atenție și mulțumesc celor care mă susțin pe Patreon. Acești oameni sunt my everything și fără de ei, emisiunea Lumina n-are cum să existe. Dacă și tu ai văzut emisiunea Lumina, ți-a plăcut, ai vrea să o susții, dar încă nu știi cum, poți să o faci foarte simplu pe link-ul de mai jos. www.patreon.com/fedot sau direct PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Ah, apropo, încă ceva, noi cu Nat am lansat recent un nou produs online, se cheamă Internetul Grăiește, că puteți să vedeți, asta e parte de fapt din decor, astea sunt niște panouri care absorb sunetul. Aici e un computer care stă în cleioncă, pentru că noi respectăm tradiția. Mama, tu mă urmărești? Ții minte cum noi ținem pultul în cleioncă? Așa și noi computerul. Și ia că acolo e platou de filmare. Ups! Dar nu vă arăt prea multe, nu vă răsfăț eu cu prea multe. Vă îndemn fuga fugulița să urmăriți Internetul Grăiește pe Facebook, YouTube, Google Play, iTunes, SoundCloud. Nu numai unde noi nu suntem. La publică! A, da, tocina. V-am cuprins și ne revedem data viitoare. Pupicei. Două sărbători de Crăciun, doi de an nou. Cred că și normal să avem și doi braz. Într-o oarecare măsură. Dacă le place lor să facă doi braz, înseamnă că au bani și au chef de distracție.